dragi prieteni, avem o surpriză pentru dumneavoastră. Avem un fresh de rădăuți și alături de noi este tonica și exuberanta Rita Aerobic Mix, care vă va prezenta ultimele noutăți în domeniul fitness-ului și nu numai. Pentru început, aș dori câteva detalii despre locul în care ne aflăm, ce reprezintă acest loc pentru rădăuți, pentru Rita Aerobic Mix, pentru toți cei care vin aici. Suntem în locația de start a activității noastre de la Rita Aerobic Mix. Suntem în sala de sport de pe Ștefan cel Mare 72, lângă zoo. Acum 9 ani am deschis activitatea aici și seară de seară am, împreună cu fetele, cu participantele, am mars mii de calorii, ne-am simțit bine și am implementat stil de viață pentru foarte multe persoane. Din fericire, avem o veste foarte bună, extindem, creștem, în sensul că avem foarte multe programe acum, am intrat și pe partea de corrective fitness, adică antrenamente pilates și corective pentru postură. Am încercat să luăm pulsul la ceea ce e nevoie pe piață. Oamenii au probleme, probleme de postură, de la copii până la pensionar, și atunci venim cu o paletă mai largă de antrenamente posturale. Și din acest motiv abordăm o locație nouă pe Călăraș, în zona cartierului de blocuri Călăraș. Acolo vom avea o sală mai mare puțin decât aceasta, în care vom desfășura o parte din antrenamentele care le desfășuram și de altfel cele mai vechi, cum ar fi Kango, Step-ul, Freestyler-ul, alte antrenamente funcționale. Va fi, să spunem, acolo va fi zona cardio, iar aici va rămâne zona de TRX-uri elastice, care e un antrenament foarte iubit, Fitfly, Pilates-uri, avem 3 tipuri de Pilates, Corex, toate care se, grupele de senioare, grupele de copii vor fi aici. Asta va însemna că vor exista, accesul va fi în mod nelimitat și aici și acolo, clienții vor putea să vină oriunde își doresc, își vor alege doar orele și vor putea participa la aceste. Toate aceste lucruri se întâmplă de luni. Pe data de 17 pornim să lucrăm cu două locații. Probabil vă întrebați cum se va întâmpla, pentru că suntem în același timp, nu voi fi în două locuri, dar între timp alături de mine a crescut Valentina, care s-a dezvoltat frumos, este un instructor desăvârșit, acreditat cu foarte multe cursuri și acum absolvă și ea și facultatea de kinetoterapie. Deci suntem o echipă perfectă și asta înseamnă că ne veți găsi fie aici, pe Ștefan cel Mare, fie pe Călăraș, ne veți găsi în fiecare seară. Dacă la început toată lumea te știa Rita pe ghetele Kango, acum mergem și spre dosarul X, sau mai bine spus pe X-Body. Cam ce ar fi acest lucru? Da, electrofitness-ul, speed fitness-ul este un antrenament care vine și acesta de recuperare. Se știe clar că electroterapia este parte de recuperare și a fost încet, încet adoptată în cosmetică, după care în fitness. În ce sens? Noi facem antrenamente personale cu niște costume care transmit un impuls și un impuls electric și tot corpul, deci cele mai importante grupe musculare din corp, sunt contractate simultan. Asta ce înseamnă? O creștere calorică, dar mai ales beneficii la nivel de tonus. De ce sunt atât de eficiente? Odată că putem lucra funcțional, fără să folosim greutăți sau sarcini foarte mari, exerciții foarte ușoare, foarte simple, dar corpul percepe tot acest efort ca un efort funcțional puternic în care se ar foarte multe calorii. Nu mai spunem de perioada, acea perioadă de 12-24 de ore după antrenament, când organismul nostru se află în refacere și accelerându-și metabolismul pentru refacerea musculară și totul se spune, studiile au arătat că un antrenament de 20 de minute cu electrofitness echivalează 3-4 ședințe de ore simple de clasă, fie ele alergare sau depinde. Noi facem foarte multe antrenamente cardio cu electrofitness pentru că avem o lojă mare de doamne care vor să slăbească, dar și cei care vor să scoată în evidență anumite grupe musculare sau așa, se pot antrena strict pe bodybuilding.
În ziua de azi, toată lumea spune numai vorbe, vrem în fapte. Ceea ce ai spus tu s-a confirmat în fapte, efectiv, prin efectuarea acestor exerciții, sub forma lui X-Body sau Kango, s-au transformat organismul, s-au modelat trupurile absolut. Aici sau sunt numai vorbe așa aruncate? Nu, absolut, sunt cifre, sunt programe de slăbire care s-au concretizat în liste, în cifre, în studii, cântăriri și măsurări de procent de grăsime, de masă musculară, măsurări făcute săptămânal, lunar, în decurs de ani de zile, deci și acum derulăm un program de slăbire de la pinguin la rândunică se numește, mie îmi place să pun titluri simpatice. Asta înseamnă tranziția de la iarnă la primăvară și tranziția de la un corp mai greoi spre un corp suplu, pentru că atunci când slăbești și când îți tonifiezi musculatura, simți că zbori. Așa mă simt și eu și cele care fac sport în mod regulat, noi ne simțim ușoare ca și cum zburăm. Și atunci, în acest program de la Pinguin la Rândunica, am înscris peste 40 de persoane care își doresc să slăbească și rezultatele sunt uimitoare. Deja avem doar 3 săptămâni de când am pornit programul și avem 10 kg, 11 kg slăbite, deci impactul e foarte mare. Și din cauza că abordăm cele 3 direcții, alimentație, sport, remodelare corporală, și mai ales este coachul ăsta din partea noastră și atmosfera de grup, apartenența la un grup, care dă rezultate extraordinare. Noi ne bucurăm unele pentru altele, să nu uităm că tocmai ce am încheiat un program de slăbire în decembrie, care a fost promovat și la ProTV, în care Adriana Dabuc a slăbit 24 de kg în 3 luni. Asta este o mare transformare, mai ales când ai 20 și ceva de ani, 2 copii și tu îți dorești în continuare să fii o femeie sănătoasă, în primul rând, plină de viață, un procent mic de grăsime și un tonus bun, se știe, pentru că îți dă o stare de bine, în primul rând, și ești foarte plăcut pentru toți ceilalți. Un moment, un program de actualitate acum este, sau să spunem noi, o problemă, este faptul că regulă copiii duc niște găzdane foarte grele la școală. Este unul din proiectele tale de corectare a deficiențelor posturale la copii? Da. Deci avem și aici în sala asta de pe Ștefan cel Mare, va fi joi la ora 17, este clasă care este special structurată, e foarte bine structurată, poate avem atenția cea mai mare acordată pe această clasă, în care încercăm să facem cu copiii niște antrenamente care pentru ei să pară o joacă, o distracție, o provocare, dar de fapt în spatele acestor antrenamente noi urmărim cât de mult am reușit să posturăm, cât de mult am reușit să facem stretching, cât de mult am reușit să tonifiem și practic să refacem echilibrul muscular, că într-adevăr eu văd aici, văd pe stradă și sincer mă doare sufletul că nu știu cum va fi, dar nu e de bine. Adică copiii petrec foarte mult timp, foarte mult timp la calculator, la birou, în poziții șezândă. Sunt de pe la 12-13 ani sunt deja cu un procent de grăsime foarte mare și cu foarte multe kilograme în plus. Și este într-adevăr o mare problemă. Sunt mămici care își aduc copiii la sală, chiar la grup. Dar sunt și aceste grupe de copii care e bine să fie accesate în mod separat, pentru că noi așa le structurăm, așa le gândim. Ne și jucăm, ne înhămăm pe elastice, sărim ca și cum suntem într-o mare distracție, dar de fapt urmăresc să crezi pulsul, să crezi capacitatea pulmonară, cardio copiilor, dar nu doar punând să facă ceva după secunde, da? Dar în același timp îi punem la saltea, tonifiem, întindem. Sunt niște ore foarte bine elaborate la noi, mai ales avem Valentina face la chinetoare și lucrarea de licență pe partea de copii. Eu care fac și eu chinetul, bineînțeles că nu pot să rămân mai în urmă, am luat partea de slăbire, obezitate, care e o pasiune. Spune cineva, este o vorbă, cine nu are oameni cu experiență, să nu spunem bătrân, trebuie să și cumpere într-un fel sau altul. Pentru senior, pentru senioare, este vreun program sau îi menajăm, îi lăsăm deoparte? În această lună sărbătorim 6 ani de grupa noastră de senioare. Da, deci este o grupă extraordinară, este de referință. De 2 ori pe săptămână se întâlnesc, au grup pe WhatsApp, se întâlnesc aici la sală, dar se întâlnesc și în weekend, se întâlnesc și în diverse locuri unde... Deci este o grupă extraordinară.
Sunt doamne care au înțeles foarte bine ce înseamnă, care este scopul în mișcării la vârsta asta. Este minunat ce se întâmplă, faptul că ies din casă, se întâlnesc, că își cumpără echipament, că fac mișcări, bine, clar, clasele sunt special adaptate, dar să știți că, să nu vă imaginați că sunt ușoare, pentru că sunt, ele sunt foarte, deja foarte în formă, lucrează foarte, foarte bine, doar că avem grijă cu, de exemplu, cu exercițiile care implică echilibru sau așa, să nu facem rău. Și plecând de aici, trebuie să mai spun că am, tocmai ce am absolvit acum cu Valentina în acest weekend, cursul de gravide de la Facultatea de Kineto din Bacău, care ce înseamnă? Că vom derula pe parcursul pe parcursul celor 9 luni ale sarcinei unei femei, trei tipuri de antrenamente specifice pe trimestre, în care vor fi grupe de trimestru 1, 2, 3, cu exerciții specifice și vă spun sincer, deși o gravidă nu este bolnavă, este doar într-o stare de sănătate care trebuie să aibă grijă, ele trebuie să facă foarte multă mișcare, exceptând persoanele care nu au voie, mă rog, din diverse, o persoană sănătoasă, o gravidă sănătoasă trebuie să facă mișcare. Deci, și noi avem programe cu mingi, cu totul, sunt superbe. Din martie deja facem grupele, că trebuie să le grupăm pe asta și îmi imaginez grupele de gravide care vor termina programul, vor naște, vor intra pe perioada de recuperare postnatală, apoi voi face o grupă de mămici care se va antrena cu copii în hamuri. În hamuri, da? Sunt... Așa, deci copiii vor deveni partenerul lor de antrenament, sarcina lor de antrenament, nu va mai fi în burtică, va fi extra, vor face tot felul de exerciții, dans și așa mai departe. După care copiii vor crește și vor veni separat la grupele lor de copii, în timp ce mămicile se vor antrena și vor adopta acel stil de viață sănătos și vor deveni într-o zi serioare. Spuneai de familie, acum 9 ani, familia este mare, familia este unită, pentru că sunt momente în care fiecare om se naște de ziua lui. Se vede pe rețele de socializare și de acum și pe Rădăuți Ziar, se sărbătorește acest moment. Deci este așa un cadru festiv, simți apropierea de ceilalți, simți să vă împărtășiți bucuria unul cu ceilalți, cu unul cu celălalt? Da, sigur că da, suntem un grup extraordinar, deci chiar suntem foarte multe persoane care de 9 ani de zile suntem prieteni nu doar aici în sală, ci și în avem excursii, tot felul de participăm la evenimente, mergem și în concediu împreună, deci se formează niște relații excepționale. Și chiar am fete cu care lucrez deja de 20 de ani, suntem partenere de sport, este Iuliana, cu care de 20 de ani suntem seară de seară în sala de sport, de exemplu. Cred că este un mod foarte frumos de a-ți lega o prietenie și de a-ți petrece un timp, mai ales că acum este criză de timp și doar simplu fapt că ne vedem, chiar dacă nu vorbim foarte mult în seara asta și vorbim mâine sau în weekend, dar creăm legături, implementând un stil de viață sănătos, pentru că, fără dar și poate, subliniez, poți și la 45 de ani să te simți ca la 20 de ani sau chiar și mai bine decât la 20 de ani și poți să te bucuri de experiența care o ai și de tot ceea ce ai învățat și să îmbraci cu plăcere o rochiță de la 20 de ani și să zici, uite că funcționează. Dar trebuie să adopți un stil de viață. Recordul se spune că este o depășire proprie a adversarului, a unui număr de participanți care se adună în același loc pentru un scop comun. Rădăuțul va fi un astfel de moment, un loc al depășirii vreunui record? Kinga, care ne-a făcut de multe ori evenimente la noi în oraș, întotdeauna când ajunge la televiziune sau când e vorba să vorbească de Rădăuți, spune așa, Rădăuți este un oraș care poate nu știți foarte mulți undeva departe, în nord-estul țării, dar să știți că este un oraș care la al doilea sau al treilea eveniment de al ei, când am făcut noi 2 ani sau așa ceva, a adunat 120 de persoane în sală aici. Și ea era uimită că noi aveam dress code și era uimită că 120 de persoane adunate la un eveniment dintr-un orășel de 20.000 de locuitori nu e același lucru cum faci un eveniment în București sau în Iași sau... Și din cauza asta țin foarte mult ca în momente de genul ăsta în care noi putem să ne reprezentăm, să arătăm ce suntem și mai ales că suntem deschise către sport, către în atitudinea asta pro, este foarte important să și demonstrăm. Și atunci când este un eveniment, să ne capacităm și să ajungem.
Foarte interesant a fost ceea ce s-a întâmplat la nivel național în octombrie, acum în 2019, când a existat un, s-a înscris un record Guinness, 1700 de persoane pe ghete, în același timp sărind o oră. Asta a fost la Oradea, a fost evenimentul Capo, Capo fiind un studiu medical care de, se derulează de obicei pe timp de 6 luni, în care persoanele înscrise reușesc să adune date concrete medicale, pentru că aici intervin doctori cu analize și cu măsurători complexe, în care ele, aceste persoane observă în mod clar cum antrenamentele pe ghete le-au îmbunătățit sau chiar le-au rezolvat probleme. Chiar și probleme de genunchi, coloană, pentru că se știe, de-a lungul anilor am tot auzit, unii doctori și unele persoane afirmă nu ai voie să sari pe ghete pentru că îți faci rău. Da, așa este, nu ai voie la fel de bine nici să sari pe Adidas și nici să alergi pe Adidas sau pe orice săritură mică, atâta timp cât nu ai, nu știi cum să faci lucrurile astea sau nu ai un îndrumător bun, într-adevăr, poți să-ți faci rău, așa este. Dar noi avem instructori, noi suntem, ținem orele totdeauna cu instructori, avem ghete foarte multe și adaptate pe toate greutățile și întotdeauna ghetele care le dăm, le dăm pentru greutatea omului și pentru nivelul lui de antrenament. Da. Și din cauza asta, întotdeauna o persoană de 50 de kg nu va primi aceeași gheată ca o persoană de 100 de kg. Și astfel încât gheata să aibă rol de amortizare și nu rol de, cum cred unii, mă aruncă în sus. Nu te aruncă în sus, nu. Îți amortizează impactul cu solul. Dovadă suntem și noi care de 10 ani de zile sărim, zi de zi și slavă Domnului, ne vedeți, nu suntem în cârje. Când, unde și cine poate să participe la acest eveniment la care spus că este duminică, da? Cel mai fierbinte lucru care vreau să-l spun acum, deci duminică, 16 februarie, ora 16, la sala de sport din cadrul Colegiului Tehnic Rădăuți, a fost liceu industrial, va avea loc eveniment Capo, în care va veni Kinga, însoțită de doctori din Oradea, din echipa Capo, și vor promova acest concept nou în care ghetele și antrenamentele pe ghete au scop terapeutic. Asta înseamnă că așteptăm copii, adulți, mămici, soți, bărbați, femei, orice nivel de antrenament, dacă s-au urcat sau nu vreodată pe ghete, nu contează. Așteptăm persoane în etate, 50, 60, 70, 80 de ani. A fost la ProTV o doamnă de 80 de ani care a sărit pe ghete și a demonstrat că se poate și e un mod de viață. De ce? Pentru că executate corect și sub îndrumare, acest tip de antrenament are o listă întreagă de beneficii, ca și multe alte antrenamente, nu promovăm că ar fi în cel mai bun, de asta și avem atâtea tipuri de antrenamente, dar de departe cred că e cel mai distractiv. Emană cel mai multă endorfină. Iar de luni, pentru că vorbim de activitate, duminică este acest eveniment, de luni unde pot să vină cei care au rămas impresionați? Da. De luni, clienții noștri sunt așteptați în două locații, una aici pe Ștefan cel Mare, cealaltă pe Călăraș. Veți vedea, va fi vizibil locul, îl promovăm și noi la rândul nostru cu reclame și se va ști unde vom face filme. Asta ce înseamnă? Antrenamente gen ghetele, step-ul și freestyler-ul vom face pe Călăraș, iar antrenamentele cu suspensii și pilatesuri și antrenamente mai corective le facem aici și cele cu copii le facem aici pe Ștefan cel Mare. Antrenamentele cu electrofitness-ul, care acum este și wireless, adică nu mai avem fire și așa mai departe și lucrăm câte doi, deci apropo putem să venim soție, prietene, și lucra copii peste 18 ani, adică cu copiii noștri dacă sunt peste 18 ani, deci putem lucra în tandem. Diverse tipuri de antrenamente, inclusiv se poate juca tenis de masă, se pot juca tot felul de chestii distractive care să te ajute să obții rezultatul scontat. Că vorbeam pentru final de promovare, de promovare unui stil de viață activ, de promovare pro, așa cum spui și tu, că mergeai într-un studio de televiziune la nivel național, de unde spunea Rita că este și de ce? Păi întotdeauna deja ne cunosc, suntem de Rădăuți și strigăm în gura mare că stilul de viață se face prin mișcare și alimentație
și restul care ne mai, abiturile care le mai facem fiecare. Eu sunt foarte mândră că pot să promovez și dacă reușesc să am și un impact asupra persoanei, zic, băi, chiar hai să facem, că uite, sunt doamne, că vorba aia, la 20 de ani toată lumea poate să-și regleze ușor greutatea dacă vrea, dar încolo cu fiecare an, un studiu de-a meu personal, o concluzie de-a mea personală, fiecare an ne aduce 800 de grame de grăsime suplimentară în corp. Asta așa, făcut pe hârtiuță, care dacă nu facem o schimbare cât de mică, nu reușim să ținem sub control acea greutate. Și așa ne trezim cu 20 și ceva de kilograme în plus, care vrem apoi să le slăbim și e mai dificil. Ultima întrebare, chiar acum, care este cuvântul sau expresia care se aude cel mai des în această sală? Oh, sunt multe, depinde ce facem. Deci de la îndemnul hai, hai că poți, hai că reușim, nu te lăsa, nu renunța, motivăm, încercăm să motivăm pentru că știu că se poate. Deci chiar se poate, e păcat să te oprești atunci când mai poți puțin și îți atingi obiectivul și toate îndemnurile sunt cu da, să nu mai folosim nu, să nu folosim scuzele, să nu folosim, să nu aruncăm vina pe cei din jur și pe nicio situație din jur, nici pe servici, nici pe copii. Apropo, urăsc explicația gen am născut și din cauza asta sunt așa. Nu este adevărat, nu are nicio legătură, ai născut, îți revii cât de repede. Niciun kilogram nu trebuie înfiat. Trebuie foarte repede să ne revenim, pentru că copiii ne vor veseli, sănătoși, tineri. Copiii nu vor să ne vadă bolnavi, obosiți, leneși, pentru că un kilogram în plus egal lene, kilograme puține și tonus egal viață, bucurie.